Dragoș Galbur, candidatul Partidului Național Moldovenesc la funcția de primar a municipiului Chișinău, propune ca strada Alexandr Pușkin să fie redenumită în strada Regina Maria. Dragoș Galbur a anunțat că pentru această inițiativă va lansa o campanie publică și a îndemnat locuitorii Chișinăului să semneze atât online cât și la corturile PNM care vor fi instalate în toate sectoarele orașului. Dragoș Galbur a promis că aceasta va fi prima petiție pe care echipa sa o va depune la noul Consiliu Municipal Chișinău. Regina Maria a fost a doua regină a României ca soție a regelui Ferdinand I. Redenumirea străzii Alexandru Pușkin în strada Regina Maria este o modalitate de a aduce un omagiu acestei personalități remarcabile și de a perpetua moștenirea sa în peisajul urban al municipiului Chișinău. Și liceul teoretic Gheorghe Asache din spatele nostru cândva a purtat numele Reginei Maria, fiind un liceu de fete.